Cooperativa Agricolă Integrată Țara mea, cea mai mare la nivel național după cifra de afaceri și unul dintre furnizorii strategici ai retailerului Kaufland, va investi 2 milioane de euro fonduri proprii într-o fermă de sturioni și o unitate de procesare a peștelui din județul Timiș, pe care a preluat o recent. Conform economica.net, cooperativa care vrea să crească crap lângă Timișoara și-a majorat businessul cu 18% anul trecut, iar din acest an va fi prezentă cu legume, fructe, lactate, carne de pui și porc în toate lanțurile mari din România. Cooperativa agricolă integrată Țara Mea, cea care din 2016 produce sub brandul Țara Mea al retailerului german Kaufland, va intra anul acesta în toate lanțurile moderne de retail și își extinde oferta în urma unor investiții de aproximativ 2 milioane de euro într-o fermă de sturion și o unitate de procesare a peștelui din județul Timiș, pe care a preluat o recent. Anul acesta am intrat cu o ofertă în toate key counturile pentru a ne putea aduce producția în toate magazinele din România. Kaufland este partenerul nostru cel mai bun, dar produsele noastre trebuie să se afle în toate magazinele din România. Am început deja în Penny și Carrefour cu legume, carne, mezeluri, iar la Cora am început inclusiv cu lactate. A declarat pentru Economica Florin Burculescu, președinte al co țara mea. Cooperativa poate produce 60-70 de tone de lapte pe zi în cele patru fabrici ale membrilor cooperatori și aproximativ 50 de tone de carne de pui și de porc pe zi de la cei aproximativ 60 de fermieri. De altfel, cooperativa include peste 1000 de fermieri, numărul acestora crescând constant într-un ritm alert. Nu este săptămână să nu primesc 50-100 de cereri de înscriere în cooperativă, mai ales din partea producătorilor de legume. Încercăm să-i mulțumim pe toți, mai spune Burculescu. Este o fabrică modernă, complet automatizată și computerizată, iar în ferma de Sturion se practică un sistem de acvacultură intensiv. A fost o investiție de aproximativ 14 milioane de euro, dar fabrica a intrat în faliment, iar noi vrem să ne ocupăm de ea. Vom investi 2 milioane de euro în următoarele două luni, pentru că am preluat fabrica cu Sturion și nu putem opri producția. Suprafața fermei este de aproximativ 6 hectare și există aproximativ 20 de bazine mari. Noi ne propunem să populăm cu crap, pentru că cererea nu este acoperită perită de ofertă nici măcar la peștele proaspăt și cred că vom ieși pe piață cu noile produse din septembrie a mai explicat managerul care are nevoie de aproximativ 70 de oameni pe care nu prea îi găsește relatează economica.net